ați invitați, ați fost convocați în ședința ordinară prin dispoziția numărul 348 de din 19-10-2023 emisă de Primarul Comunei pentru astăzi, 25, orele 10. Cu următoarea ordine de zi. Avem patru proiecte, da? Și doamna a spus că a mai suplimentat, după cum știți, cu încă un proiect, da? Ar fi 5 proiecte pe ordinea de zi. Proiectul 1, proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Bacău-Adiv, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Pârșuți. Proiectul 2, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Comuna Pârșol pentru ședința adunării generale ordinare a acționarilor și ședința adunării generale extraordinare a acționarilor ASC, Compania Națională de Apă Bacău S.A. din 6-7-11-2023. Proiectul 3, proiectul de hotărâre privind aprobarea alipii a patrui imobile care vor forma un corp de proprietate cu suprafața de 538.744 metri pătrați. Proiectul 4, proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone. Supunem așa sau și proiectul ăsta prins acum? Suplimentăm cu proiectul al cincelea, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului de lucrări și asume necesare pentru realizarea lucrării, reamenajare, parcare și renovare, fațadă, clădire, cămin cultural, cămin, comună, cășor. Cine este pentru ordinea de zi? Toată lumea? Din cei 15-14? Și domnul Gălăriș. Da. Și domnul Gălăriș. 13 consilieri, da? Da. Deci suntem toți 13 pe ordinea de zi, da? Da. Bun. Acum, supunem spre aprobare procesele verbale întocmite la ședința ordinară din data de 28-a și ședința extraordinară de îndată din data de 10-a. Dacă sunteți de acord, aveți propuneri. Da. Toată lumea, da? Da. Și acum trecem la proiectul numărul 1 al ordinii de zi, privind acordarea unui mandat special în adunarea generală a Asociației ADIB, în vederea exercitării votului Consiliului Local al Comunei Pârșol, prezentă doamna Magda. Da, conform convocatorului primit de la ADIB pentru ședința de astăzi, este ședință la ADIB. Consiliul Local trebuie să acorde un mandat special primarului comunei să voteze în funcție de votul dumneavoastră în proiectul de hotărâre privind aprobarea listei de candidați propuși de Comisia de Selecție ADIB spre acționarii de AGA CRAB S.A. în Consiliul de Administrație al SC CRAB S.A. Bacău. Materialele ați primit, vă rog să vă puneți spre aprobare sau dacă aveți întrebări. Supunem la vot acest proiect? Toată lumea? Da. Deci, 13, da? Proiectul numărul 2, privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al UAT Pârjol pentru ședința generală ordinară și extraordinară a acționarilor ASC, Compania Regională de Apă Bacău, ESA, de pe data de 6 și data de 7-11-2023. Tot doamna Spătaru prezentă. Da, comitatea este de la ei. Ședința o să fie, va avea loc tot convocatorul pentru data de 6 noiembrie. Așa, deci articolul 1, Consiliul Local al Comunei Pârșol, în calitate de autoritate administrativă, deliberativă, acționarul SC CRAB S.A. acordă mandat special reprezentantului legal în adunarea SC CRAB S.A. să voteze pentru în adunarea generală a acționarilor SC CRAB din data de 6 noiembrie la hotărârile prevăzute de la punctele 1 și 2. Dacă cred că ați primit și hotărârea punctele 1, aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță și 2, împuternicirea persoanei fizice care va îndeplini formalități de publicitate și integritate.
și înregistrarea hotărârii adunării generale ordinare acționarilor la Registrul Comerțului. Sunt două puncte pe ordinea de zi și supunem la vot și acest proiect, toată lumea. Sunteți de acord? Da. Da. Da? Bun. Trecem la punctul 3 și anume proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii următoarelor a patru imobile ce vor forma un cot de proprietate cu suprafața de 538.744 metri pătrați prezintă doamna este da. Da. De teren despre care a discutat doamna Bajoră la ședința anterioară pentru proiectul cu cavuri. Deci construire centru de colectare deșeuri prin aport voluntar în comună Păjor, județul Bacău. Deci avem contractul semnat cu UAT Păjor și Ministerul. Situația de lumea cu 3.000 de metri pătrați. Inițial au fost aprobat 3.000 de metri pătrați și acum am înțeles de la consultanți că trebuie 6.000 de metri pătrați. Pentru asta s-au făcut măsurătorile. Trebuie să le... Alipirii dezmembrate. Da. Sau tot acolo. Deocamdată astea vor fi alipite, din care vom extrage 6.000 de metri pătrați ca să putem să le dăm o să mai fi o ședință, una sau două extraordinare, sigur. E pentru a să de acord. Nu sunt termenul exact ca să ne putem încadra. Da, e foarte scurt termenul și o să le fac repede și convocările pe WhatsApp, pe online, o să încerc să iau legătură cu dumneavoastră, legătură ca să știți ce WhatsApp, doar să închideți microfoanele și numai când votăm. Ca să nu vă mai chem pentru încă două ședințe. Ca să știți și dacă mai aveți... Da, trimiteți și vă spuneți votul acolo care și cum ca să vă putem... Terenul ăsta e liber, că e primării izlază. Ca să știți pe viitor că o să mai fiți convocați pentru ședință și n-aș vrea să vă mai chem pentru... Da, atâta că dacă putem să le facem și online. Supunem la vot? Toată lumea? Da. 13 din... Da, 13 din 15. Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată, egală sau mai mare de 12 toni. Tu, doamna? Doamna, da. Vorba de impozitul județean. Nu, e vorba de, pentru 2024, indexarea impozitelor mijloacelor de transport marfă, masă totală autorizată egală. Da, mai mare de 12 tone. Vor fi indexate la conform rate de schimb valutar a monedei euro, comunicată pe site-urile oficiale. Este de 4,97. Deci noi trebuie să le cunoaștem la cele oficiale. Peste 12 tone. Nu am mașini, sunt câteva. Nu mă punem la vot? Da. Mai repede la 15, da? Da. Uitați să joare. Da. Și punctul 5, proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului de lucrări și asumei necesare pentru realizarea lucrării, reamenajare, parcare și renovare fațadă clădire, Cămin Cultural Câmpen, Comuna Păjor. Prezintă doamna Bocanciu. Au fost făcute niște lucrări pentru Cămin Cultural în urmă cu 3 ani, așa. Însă nu s-au făcut de acum aleile, podesul, parcarea și între timp fațada a fost murdărită de către mielci. Fațada făcută noi. S-au lătat mielci pe ea și s-au murdărit și acum suntem nevoie să-l facem de nou. Și... Din nou asta ce înseamnă? Să mai iau o fațadă. Încă o fațadă? Un var și am înțeles că o făcut în plus și un șosor. Și un șosor. Da, ca să se păsteze mai bine. Un socru de culoare mai închisă. Și... deci, acestea sunt lucrările. Nu sunt singur oferte, dar trebuie 3 oferte cumva sau? 3 oferte sunt, dar... Nu le-a primit, doamna secretar. Pentru că nu am ce să introduc, că zice acolo, se aprobă devizul în sumă de. De la achiziții, achiziții le face procedura de achiziții și mie îmi dă exact... Și așa de multe trebuie să facă exact pe suma de proiectul ăsta
de legi de lucru, chiar în 2006. Dacă așa dați-o aprobată în achiziții publice în ianuarie, au aprobat bugetul. Păi nu, că, când s-a aprobat bugetul, noi am băgat la bugetul cu 300, mult mai mult, 300. 300 și ceva. 320. Mă, că e prins în planul ăla de achiziții. Da. Deci, o mami că se consultă pe lucrurile, domnul. Eu cred că sunt văzut și atât de bine de nebune. Știi cine e firma asta, o mai lucrat în comun. Dar firmele. Dar știu că scrie, o mai lucrat în comun. Da, până acum să. Nu știu, dar fiecare e un lucru. Și scopul școala hineală. Da, și căminul, și căminul, căminul tot, tot firma asta, interioară. O să iei bine că să faci. Tot da, da, trebuie să fie un fel de plănită, ți-ar fi problemă. Dar e cu șanță mai bolă ca o sară, că știi că nu mă interesează. Da. Adică, investim în niște lucruri care... Dar funcție, să mă duc. Bune, e bine, dar cred că sunt și alte plănități. Se investim atâția bani în plănirea câmpiei, care n-am mai vrut să vă plisi de foarte mult timp, adică nu vreau să fiu rău, nu vreau să... E foarte bine să facem. Dar totuși, da. Mai sunt și alte... Am înțeles. La ce? A fost la Cărbem, să știți. Deci a fost la Nici Sun și Cer la Cărbem, față de la Rusnea. Numai că n-a fost... Da, să vă auzi la el. Da. Dar interiorul și este făcut la Cărbem? Este tot. Atâta mai trebuie un bilet. Păi și inaugurarea n-a fost, dar n-au unde. Ca să la urban, cu... Dar nu e, dacă nu termină... Dar nu se arată de prea. Stai să trece acolo. Trece un bilet pe bilet. Era foarte mult în voi, în față, la închidere. În culpi era, era la urmă și dacă... Bine că vorbim la trecut trecut, era că acum ce se iete să iei... Da. Era la trecut. Da, te duceai într-un camin... O să fie frumos, o să fie și orice cine a scoasă afară, adică... Nu e că ne rea frumitele acolo, face pe urmă. Ce se face? Unde? La această bărătoare, Rusteana. Casa? Casa Mărbou. Nu, Rusteana Mărbou. Toată lumea zâri, Muntea, păi eu nu pot. De ce se atrag să trei minute pe Giri de un mor? N-am fost în pe el. Nu mă întreba să... Nu să-l întreb dacă am așa că nu vreau. Nu vin nicio taxă la urmă. Aici e cariția. Asta e preot. Păi nu, de lumea 20 și nu spun, am dreptat de matematică. Așa e. Că teatru este? Dar nu știu ce ți-a plătit. Da, e de la volumare, eu să-mi spun. Așa e. Probabil sunt la pelea astea cu lea sau și este acolo. Dar trebuie un răspuns ședința abordare, adică nu știu mai bine. Fără acolo. Îmi credeți un astea mult ca să ne-a stat în adică. Nu știu, dar îmi rog, după a doua așa. Dacă ești consilie, nu? Ei, doi, sunt de. Dar am treabă cu acele 300 de vizii sau prin toată perioada? Pe perioada, am înțeles. 300 de vizii. Acolo trebuie ca la hotel, ca nu mi-am dat Capela este făcută de primărie. Păi știu, nu știu, dar noi cât am dat, dar nu ne-ați dat. Și cu ea ați dat? Nu avem taxe. Știu ce spune, dar eu știu și altceva. Păi noi ce-am dat banii, l-au plătit pe Eugen și Irina. Că unii de acolo. Dar materialele toate au fost dat? Toate. Și banii. Da. Corect. Așa că nu am nici eu problemă. Și să țin la asta. Eu nu țin la toată urmă. Eu mi-am dat eu primul. Dar eu nu vreau să fiu șer. Da, și de toate. Și când am văzut că nu se mai finalizează, la urmă am pus o firul și o finalizată. Știu. Pentru că te-am și votat. I-am cerut să mă votez. Și acum am întrebat. Ne-am ascult. Băi, dar pardon. M-am încercit la administrație, pare de farmacie. Am încercit modul. Și acum am încercit. Nu am nicio problemă. Nu am nicio problemă. Dar am vrut să-mi trebuie peste domnul primar. El nu știa cu comune. Nici nu vă anunțați e cu obicei local. Te dă o răspuns.
luna viitoare ședință, nu vă prăsesc. Și nu poți discuta cu părinte? Nu, nu mai zic, o să nu spun, am dreptate. Dar cum spune? Am dreptate. A fost să cerea vreo 600 de lei. Da, dar unde le duce? Nu trebuie să nu credeți la biserică. Nu credeți. A spus asta. Păi cu asta, dacă nu mă duc la biserică. Am greșit. O cicărâne, probabil, asta e instrumentul în femeia care face curăție, nu? Da, sigurii aia are ceva, nu compara. Nu, 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 dar era cu 11, cu 12 ani, mi-am făcut. Dar când era bărbat, de ce? Pentru ce? Că nu, 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 punem la vot punctul 5 pe ordinea de zi, dar de acord toți 13 din 15. Da? Da? Și asta a fost la diverse. Altceva la diverse, dacă mai e. La diverse, ce vreau să vă mulțumesc. Asta e tot? Nu, 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 a fost acolo, a fost acolo. Ascultați la mine, dar acolo mai vine 5 cm de asfalt. Da.